se zicea sunt rupt complet cu denumire și numele, dar este principalul adaptat cu apărătă de perioada respectivă, cât a fost sănătate sau a avut piciorul prim-ministru, a fost prim-ministru, cum îl cheamă, Oprea, nu? Oprea. Când s-a înființat Opereu, a făcut interesul național. A fost un moment de... A fost un moment ăsta, când a pus pe scenă, a luat mai mulți oameni de știință. Că nu se poate politica fără știință. Și întâmplă la un nivel și pe acolo și chiar de un discuție. Am avut un șoc când am dat seama că suntem luni perpendiculari ca domnule din sală. Dar că se trag, erau atunci cu camioanele, cu oameni de acolo, care deci nu au ce legătură, nu au ce legătură. Și eu să le vorbesc, că vreau să le vorbesc despre chestia, posibilitățile. Ca să spunea marele nostru Anton Dumitriu, românul nu-i lipsește ideea, în mărimea lui problema. Hai să le ridicăm problema la un nivel de... Sentimentul ăla că e gol în față, e cumplit. Că nu se vină oamenii acolo, au fost pentru altceva. Asta înseamnă o necorelare, de fapt, între sensul acțiunii, intenționalitatea și umplerea al intenționalității. Deci nu se devină oamenii, nu se potriviți pentru tipul ăsta interacțiune. Și aici am înțeles un alt lucru, apropo de gaussiana aia, care înseamnă plus minus sigma și aici atunci populație normală, adică prost, jos. Și ar trebui să-i ajutăm să ridice pe scala valorilor, dar să mișcăm masa asta. E greu să miște o masă de plus minus sigma a populației. Și atunci, dacă e democrație, ce înseamnă asta? Păi trebuie să am reacție la masă. Deci, automat, apare o reacție umbilicală de calitatea masei și calitatea lui care ne conduce. Natural, fără niciun fel de idee pe concept. Deci, numai democrația, în sensul ăsta, înseamnă, de fapt, conducerea mediocrității. Pentru că dacă ăla din față nu vorbește de nivelul masei, nu e interes, nu de altceva. Ce vrei cu ortofizica? Cum vrei ortofie? Cum? Și atunci, automat, n-ai cum. Și atunci, extremele, gorfașii sau ei, cei care vrea să miște, sunt scoși din definiție. Extremele se scoși, rămâne media. Pe mine rău. Și vine Einstein și spune, păi, te aștept să iasă ceva nou dacă faci pe timpul acela loc. E nebunie. E nebunie. E nebunie. Să crezi că poți să faci ceva. Și avem tot ce ne trebuie și să faci. Vă să fim sănătoși. Vă mulțumim mult pentru prezență.